În continuare, eu nu am contract pentru că am refuzat să semnez acel contract de 2500 de lei și nu neapărat din cauza sumei, ci pentru felul în care s-a făcut evaluarea mea anul trecut și pe luna martie s-a făcut și o evaluare a unei luni unde am primit satisfăcător, având în vedere că nu au existat competiții nici naționale, nici cele internaționale nu mi-au fost aprobate și multe alte criterii care nu și-au avut rostul pentru o singură lună. Mi se pare că este totul abuziv și mă deranjează modul în care au acționat, faptul că eu habar nu aveam de această evaluare, că nu există proceduri clare de care să luăm aminte la început și să fim evaluați corespunzător. În Mi s-a momentul părut de o față, evaluare fabricată, doar ca să justifice acțiunile și să-mi diminueze salariul drastic, adică am ajuns la minimul pe care ar putea un antrenor să-l câștige. Am o vechime de 14 ani în această secție și am crescut sportive strict în cadrul acestei săli. Nu am sportive dublu legitimate. Am rezultate frumoase obținute în fiecare an la campionatele naționale și multe alte rezultate. Nu vreau acum să stau să mă laud și mi se pare umilitor tot ce s-a întâmplat. Problema este mult mai adâncă decât pare, având în vedere că la sfârșitul anului 2022 am auzit în cadrul primăriei că de ce Puiu Simon are același salariu ca Tamara Costache și Titi Tudor. S-a făcut o comparație între mine și cei doi antrenori și aș vrea să înțeleg și eu de ce. Cunosc ei rezultatele mele în decursul timpului și studiile pe care le am și performanțele pe care le-am făcut și vechimea mea în acest club. Fac niște comparații total potrivite. neprofesioniste și nepotrivite. Astăzi ce vi s-a transmis? De 2 luni de zile, sau nu, de 1 lună de zile, am aceste discuții în scris, comunicăm în scris, eu și clubul CSM Ploiești, pentru că vreau să am și eu o dovadă a răspunsurilor lor, și nu s-a rezolvat absolut nimic. Având în vedere că mi-au răspuns și mi-au dat acea evaluare pe care ar trebui să mi-o pună la îndemână în data de 19 aprilie, am primit-o abia pe 28 aprilie, am făcut o contestație a acelei evaluări și am trimis contestația în dimineața aceasta. Drept urmare, la începutul antrenamentului la 16:30, părinții au fost opriți să purtăm o discuție. Și ne-am întâlnit cu domnul director și, spre uimirea mea, întâlnirea a avut loc doar ca să ne transmită că dânsul nu vrea să-și asume vreo responsabilitate cu sportivele în timpul antrenamentelor, având în vedere că eu nu am contract. Deci nu să găsească vreo soluție sau să ne dea explicații la modul abuziv în care totul s-a întâmplat, ci doar să nu-și asume dânsul responsabilitatea. Vă considerați o victimă că numai secția de gimnastică ritmică trece prin Da, astfel de printre momente? puținele secții, ca să nu zic doar a mea, trecem prin astfel de evenimente. Și mi se pare total nedrept. Campionatele când vor începe? Campionatele naționale sunt în luna iunie și părinții, întrebându-l pe domnul director dacă se va achita această competiție, dânsul a spus că din moment ce eu nu am contract, nici la campionat nu vom putea participa. Adică ne pregătim degeaba, ne chinuim și vin în sală neplătită în speranța că se va găsi o soluție și că se va repara greșeala pe care au făcut-o. Și încă o dată, nu țin neapărat să am același salariu pe care l-am avut, dar să fie o evaluare corectă, nu subiectivă și făcută de un singur om și cu o comisie de negociere care nu a existat, iar această comisie de negociere apare prezentă în acel contract care mi s-a oferit, și multe altele. Nu există proceduri. Din punctul meu de vedere, banii publici sunt cheltuiți subiectiv. Dacă suntem prieteni, avem un salariu mai mare. Dacă nu ești agreat, îți accepti salariul care ți se oferă sau poți să pleci.